Polițele RCA emise de Euroins încetează de drept mâine, cu excepția contractelor de asigurare încadrate în clasa de asigurări care vor înceta la data de 5 februarie 2024. După data de 7 decembrie, creditorii de asigurare se pot adresa fondului de garantare a asigurațiilor cu o cerere de plată pentru a solicita restituirea diferenței de primă pentru perioada rămasă neacoperită. În cazul polițelor de asigurare pentru care au operat încetarea de drept, nu mai este necesar un demers suplimentar, în sensul notificării asiguratorului cu privire la încetarea respectivei polițe de asigurare. Cer Cererile de plată de restituire pot fi formulate online pe portalul dedicat acestora. Situația în care se va primi în mod automat numărul de înregistrare al cererii. Fondul va continua să instrumenteze cereri de deschidere dosar daună primite de la petenți ai Euroins pentru evenimente produse până la data de 7 decembrie, inclusiv peste 800.000 de șoferi încă mai au asigurări auto obligatorii emise de compania intrată în faliment în primăvară.